Comisia pentru pregătirea către sezonul rece al Consiliului Raional Glodeni s-a întrunit într-o ședință extraordinară. Subiectul de bază al ședinței a ținut de ieșirea din impasa primăriei Glodeni în ceea ce privește datoriile către rețelele termice. Deși discutat de mai multe ori, subiectul pregătirii orașului Glodeni către sezonul rece i-a întrunit recent pe membrii Comisiei Raionale. În cadrul ședinței a fost prezentată problema și căutate soluții pentru achitarea datoriilor pe care le are primăria Glodeni către Termocom. La ședința Consiliului Raional de ieri, atât Consiliul Local Glodeni, cât și primăria, deci ne-am adresat cu rugăminte către Consiliul Raional de a ne acorda un suport financiar pentru de a achita aceste datorii. Deși datoriile sunt istorice, neachitarea acestora nu ar permite demararea sezonului de încălzire. În acest sens, de către consilierii raionale a fost luată hotărârea de a ajuta primăria locală cu suma de 600.000 lei. Ar dori cu toți să-l ajutăm pe dumneavoastră sau mai mult ca pe dumneavoastră, ca Termocomul. Întreprinerea dată trebuie cu personalul care este, să treacă în gestiunea, în subordinea instituțiilor care, cum spune, diservesc pasagerile. Că altfel, dumneavoastră, nu e real ca să plătească dublu. Le să dau diferite propuneri. Să desfințați Termocom, să-l treceți, spunem, la gaz sau să-l treceți în altă formă, dar vreau să vă spun un lucru. Ce dumneavoastră, păstrați infrastructura Termocomului, dar organizați-o așa ca ea să nu vă aducă prejudicii, dar să vă fie de folos. Sub forma care o s-o puteți dumneavoastră. Nu avem dreptul să dictăm primăriei, avem tot dreptul să-l susținem și să-i propunem. Pentru viitor, primăria Glodeni prevede reorganizarea rețelelor termice locale și includerea serviciului în cadrul întreprinderii municipale Gospodăria Comunală Glodeni. Acest fapt ar permite micșorarea cheltuielilor pentru încălzire și nepermiterea creierii altor datorii. Dana Zaporojan, Mihai Moldovanu, pentru știri. Dar la noi primarul Ivan Galaș, cu mare plăcere, eu merg la întâmpinare.